Faptul că politica și circul merg mână în mână se știe de mult, peste tot în lume. Însă, în România, acest tip de divertisment a ajuns să ia locul adevăratelor activități parlamentare, atrage atenția profesorul Dan Voiculescu. Din păcate, consecințele acestei irosiri de energie se reflectă nefast atât în plan economic și social, cât și în lipsa de așteptări de la propria țară a milioanelor de tineri români care își caută un drum mai drept în afara granițelor. Profesorul Dan Voiculescu este de părere că ne aflăm în pragul unei crize guvernamentale inevitabile, iar România are nevoie de decizii responsabile. Dacă alegerile anticipate sunt soluția spre care ne îndreptăm, majoritățile știute și neștiute ar trebui să acționeze mai rapid în acest sens. Sau, dacă din contră s-a înțeles că în actualul mecanism constituțional nu se pot grăbi parlamentarele, ar fi necesar să se ajungă cât mai repede la o formulă guvernamentală viabilă, scrie profesorul Voiculescu pe blog. De asemenea, faptul că țara noastră nu are un executiv cu adevărat funcțional nu ne aduce decât pierderi, subliniază profesorul Dan Voiculescu.